care ți imprimă direcție prin felul cum iau viața în piept și prin felul cum articulează o carieră. Eu am ajuns traducător în foarte mare măsură, datorită, toate sunt tentat să spun din cauza doamnei Ralian. Pentru că îi citeam traduceri peste traduceri și ajunsese în moment dat să bănuiesc în spatele acestui nume o identitate falsă și care ascunde, de fapt, un grup de oameni silitori, sârguincioși, cu putere mare de muncă și cu cunoaștere foarte bună și a limbii române și a limbii engleză. Ce apreciez, înainte de a vă spune foarte pe scurt ce apreciez la carte, ce apreciez la doamna Ralian, printre multe alte lucruri, este felul cum trece testul orgoliului. În mod normal, când intri în contact un an, 2, 3, 10, 40 cu cei mai mari scriitori ai lumii, e foarte greu să treci peste întrebarea ta ce-ar fi dacă scrie și eu. Și pare foarte rău că răspunsul pe care doamna Ralian l-a dat la întrebarea asta ar fi, n-ar fi nimic interesant, mai bine nu scrie. Există majoritarii care cedează acestei forme de orgoliu și vor să vadă cum e. Între majoritarii ăștia mă includ. Nu e întotdeauna bine. Toate e prost de bine. Există minoritarii nobili care rămân în mediul pe care și l-au ales și în mediul în care simt ei, dar numai ei, că pot atinge excelența, când de fapt puteau atinge și în alte mediuri. Până la urmă, viața fiind ironică, ne servește această bombonică și anume aflăm din amintirile unei nonagenare că Antoaneta Ralian a fost mereu scriitoare, chiar și atunci când traducea. Și mai aflăm un lucru, că are un fel cameleonic de a scrie, care este propriu talentaților și nu la bolioși. Pentru că dacă citiți amintirile unei nonagenare, veți vedea, pe de o parte, o scriitură apropiată de ghidul turistic, dar parodind cumva ghidul turistic. Citiți prima parte și veți vedea acolo, pe de o parte, o subtilă pastișare a celor care produc rețete turistice și care îi împing pe oameni la ceea ce se cheamă turismul de adjudecare, da? Țării cât mai multe obiective, hai să ne cocoțăm pe toate statuile. Pe de altă parte, tot acolo, găsiți sâmburi de umor, foarte bine aruncați în text. Pentru mine, exemplul cel mai bun este descrierea unei deplasări la Dresda, unde două fete, cam ca nepoatele unicii, din cea mai citită de Lidia Vodea, atacă mini-contingentul român de ziariști, iar domnul Ralian, care venise, cum se spune, cu sandwich-ul de acasă, asistă neputincios la aventurile celorlalți. Există și un mare potențial de literatură confesivă. Există, în fine, o împletire perfectă, mi se pare, e o îmbucare fără cusuri, între traducere și literatură din cartea asta. Pentru că Antoaneta Ralian nu scrie, sau nu numai că scrie despre Florența, ne traduce Florența. Deci este Florența în versiunea românească, Antoaneta Ralian. Galeriile Uffizii în versiunea românească. Palatul Buckingham în versiunea românească. Valabil și pentru întâlnirile cu scriitori. Pentru că noi avem de multe ori imagini iconice despre scriitori. Credem exemplari, credem că talentul ține loc de toate, credem că ei sunt întotdeauna ca scoși din cutie, ca o garderobă și vestimentară, dar și etică, absolut fără cusuri. Ei bine, din când în când e nevoie de câte o oglindă, de câte o lupă care să ne spună că X are bube pe conștiință, că Y a fost operat de conștiință de mic, că Z este în schimb un caracter, și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le regăsești în carte și este o carte vie și pulsativă, așa cum este autoarea, pe care de fiecare dată, inclusiv când am făcut cartea aceea de interviuri, am avut impresia că o țin din treabă. Și ce să vezi, chiar o țin. Mulțumesc!